Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit aici la top 20 cei mai buni jucători din Bundesliga. Exact, cei mai buni jucători din Liga Germaniei, top 20. Acest top a fost făcut de către cei de la eSports. Toate ratingurile sunt alea care vor apărea și în joc, deci totul este legitim, totul e ce... Tot... Asta o să fie și în joc. Deci azi vedem cei mai buni 20 de jucători din Bundesliga. Hai să vedem. Primul este Sommer. Oh, portarul Sommer. Da, da, da. Asta știu că și în FIFA 16 are un potențial foarte mare de evoluare. Cred că o să aibă mai, și mai departe. Și în 17 cred că o să aibă un potențial foarte fain de evoluare. Mă refer în career mode. Trecem mai departe. Este Ghioțe aici. La clubul său. Bă, aici, mă. Nu știu ce s-a transferat asta la Bayern. Aici la Dortmund. A revenit Ghioțe la Dortmund. Dar ce serios e de data asta Ghioțe. Până acum atât timp a fost așa. Parcă era băiețașul ăla distractiv, gen Ghioțe, da mă iar, ia ce serios pare în poză, bravo Ghioțe. 70 pace, 70 shooting, ia că nici nu am, să zicem măcar statistici jucătorilor care n-au apărut în top 50 respectiv, dacă nu v-ați uitat la top 50, vă invit să uitați, am un video pe channel. 70 pace, 70 shooting, 78 passing, 89 dribbling, nebunie Ghioțe ăsta, mă, 4 stele skill moves, 4 stele weak foot, poziția de cam. Trecem mai departe, este Socratis, nebunul de Socratis, ce apărător, ce statistici are ăsta pe defense, vai vai. 78 pace, 60 dribbling, 51 shooting, 85 defense, 55 passing și 83 physical. Bravo Socratis, nebunie mare. Trecem mai departe, este Costa, Douglas Costa, aici de la Bayern, brazilianul. 92 pace, 86 dribbling, 78 shooting, 78 passing, 48 defense și 63 physical. Trecem mai departe, este Thiago, mijlocașul Thiago, 72 pace, 75 shooting. Am uitat să zic, Costa are 5 stele skill moves și 3 stele weak foot. Trecem mai departe la Thiago, el are 5 stele skill moves și 3 stele weak foot. Hai serios, Thiago are 5 stele skill moves și nu are Messi și Ibrahimovic. 5 stele și are Thiago la 84 overall. Bă, câteodată e bizar ce se întâmplă aici, dar oricum. Trecem mai departe, este Martinez aici. Un apărător chiar bun, lent, dar... Nu știu acum sub na, conducerea lui Ancelotti cât de mult va fi jucat el, că na, mă foc Guardiola și una, două, ia Thiago, ia le pe Martinez. Să vedem ce se va întâmpla aici cu Ancelotti, dar oricum na, l-au vândut pe Benatia. Na, oricum, mai mult ca sigur să fie Hummel și Ron și Jerome Boateng tot timpul acolo titulari. Oricum, 52 pace, 61 shooting, 70 passing, 65 dribbling, 84 defense și 78 physical. Bravo Martinez! Mergem mai departe, este cel mai elegant om, zic eu, din Bundesliga, este sigur Alonso, Xavi Alonso, 33 pace, 70 shooting, 87 passing, 75 dribbling, 76 defense, 71 physical. Chiar dacă omul ăsta la 33 pace parcă ar juca fotbal într-un picior, e o legendă. E cel mai elegant jucător din Bundesliga și totodată când îți lovituri libere, omul ăsta te execută pur și simplu. Bravo, Alonso! Sper să mai joace chiar și sub ăsta Ancelotti. Sper, chiar sper. Bun, trecem mai departe, este Leno. Ia l-ai, portarul care se zice că îl va înlocui odată și odată pe Neuer. Odată și odată, știți voi când va fi aia. Mult și bine mai încolo. 85 diving, 83 reflex, 86 handling, 80 kicking, 46 speed și 86 positioning. Și are weak foot 4 stele, lol. Nebunie. Bun, trecem mai departe, este desigur Aubameyang cu aceeași poză la cartonaș, nu e nimic surprinzător, 86 pace, 84 shooting, 75 passing, 80 dribbling, 37 defense, 71 physical, 86 overall, 4 stele skill move și, 3 stele skill move și 4 stele weak foot. Bravo Aubameyang, trecem mai departe, este nimeni altul decât Ribery cu 5 stele skill moves, 4 stele weak foot. 82 pace, 76 shooting, 83 passing, 90 dribbling, 25 defense și 59 physical. Trecem mai departe, este desigur Alaba, LB-ul ăsta nebun, băiatul ăsta nebun, mă, tânăr,
Fai, ce overall, ce prospect are ăsta în față lui? Fa. 86 pace, 73 shooting, 81 passing, 83 dribbling, 83 defense și 73 physical. Trecem mai departe, este Mueller, nebunul de Mueller, aici 78 pace, 83 shooting, 77 passing, 78 dribbling, 72 physical. Bravo Mueller, 4 stele weak foot și 3 stele skill moves. Apoi l-avem pe Vidal, hai bă, ce freză, bă, șmecher rău Vidal ăsta, 77 pace, 81 shooting, 80 passing, 79 dribbling, 84 defense, 84 physical, 4 stele weak foot, 3 stele skill moves. Bum, ăsta aproape care 80 la toate, excepție la pace și desigur la dribbling, rest are 80 la toate, pot să zic că ăsta e unul dintre mijlocașii aia, că îl pui CDM, joacă bine CDM, îl pui CM, joacă bine CM, îl pui pe cam și acolo joacă bine. Omul ăsta îți face tot mijlocul, aș zice eu. Bun, trecem mai departe, este desigur Hummels, transferat amul la Bayern. 64 pace, 71 dribbling, 88 defense, 77 physical, 58 shooting și 74 passing. După aia avem aici pe Robben, 86 pace, 85 shooting, 81 passing, 90 dribbling, 32 defense și 62 physical, 2 stele weak foot și 4 stele skill moves. După aia, desigur, l-avem pe nimeni altul decât Marco Reus, unul dintre frații mei, 90 pace, 85 shooting, 84 passing, 86 defense, 40 defense, mamă, 63 physical, fuck, mă uitam acolo, 85 shooting și 84 passing, de-aia m-am încurcat și mamă, 86 dribbling, uiii! Ce nebun o să fie Royce în FIFA 17, vai doamne! 4 stele weak foot, 4 stele skill moves. Trecem mai departe, este veteranul Lam, ia l-ai mă pe Lam, 68 pace, 84 dribbling, 86 defense, 64 physical, 82 passing, 3 stele skill moves și 3 stele weak foot. Bun, bravo, l-am. Și aici l-avem pe Lewandowski, Robert Lewandowski, 81 pace, 87 shooting, 85 dribbling, 38 defense, 82 physical și 74 passing, 4 stele skill, 4 stele weak foot și 3 stele skill moves. Poate merita 4 stele și la skill moves, mă zic măcar 4 puteau să se dea. Și aici avem desigur pe Boateng, 79 pace, 50 shooting, 72 passing, 68 dribbling, 90 defense, 85 physical, 4 stele weak foot și 2 stele skill moves. Și aici numărul 1, cel mai bun din tot din Bundesliga-ul, nu știu ce mi-e zic Bipel, din tot Bundesliga-ul este desigur portarul Neuer de la Bayern. 89 diving, 90 handling, 95 kicking, 89 reflex, 60 speed, 91 positioning. El și cu De Gea și Courtois, cei mai buni, așa top 3 cred eu, top 3 cei mai buni portari din FIFA 7. 17. Nebunie. Bravo, Neuer. Hai să mai facem încă o dată topul pe numere de data asta. Numărul 1 e Neuer, pe 2 Boateng, pe 3 Lewandowski, 4 Lam, 5 Reus, 6 Robben, 7 Hummels, 8 Vidal, 9 Müller, 10 Alaba, 11 Ribery, 12 Aubameyang, 13 Leno, 14 Alonso, 15 Martinez, 16 Thiago, 17 Costa și desigur 18 Socrates, 19 Ghioțe și 20 Summer. Bun, acesta a fost top 20 cei mai buni jucători din Bundesliga, din Liga Germaniei. Sper că v-a fost de ajutor, sper că v-am dat niște detalii utile și desigur ne auzim pe data viitoare. Fiți pe față pe acest channel, cei care sunteți noi aici, dați subscribe și like pentru că vor mai apărea multe alte actualități legate de FIFA 17. Numai bine, vă doresc curaj la gară, bye bye!